Doamnelor, domnilor, bun găsit! Începe jurnalul Antena 3 Ploiești. Saloanele în care stau bolnavii din cadrul Spitalului Municipal Câmpina sunt adevărate cuptoare. Aerul este irrespirabil, iar singura soluție găsită de conducerea unității medicale a fost să pună dozatoare cu apă. Totul din cauza unui litigiu financiar între primărie și o firmă care trebuia să instaleze un nou sistem de climatizare. Lucrările sunt sistate de 3 luni, iar primăria mai are de dat bani pentru alte lucrări efectuate în acest an. Cum faceți? Stăm pe loc, mai avem câte un ventilator, mai... Deși suferă de diverse patologii pentru care au fost internați, pacienții Spitalului Municipal Câmpina mai au de trecut un test de foc, cel al rezistenței în fața temperaturilor caniculare din cauza lipsei de climatizare din saloane. Nu mă întrebați cu căldura asta că nu o suport. Și cum faceți ca să o suportați totuși că trebuie? Mai puțină mișcare. Motivul lipsei aerului condiționat în unitatea medicală este legat de un litigiu financiar dintre primăria Câmpina și o companie constructoare. Totul după ce spitalul a accesat un program de creștere a eficienței energetice finanțat din fonduri europene. Firma care a obținut contractul trebuia să pună în funcțiune un nou sistem de climatizare pentru spital, doar că lucrările sunt sistate de 3 luni. A fost suspendat sau reziliat contractul dintre constructor și primărie. Încă sperăm că la acest nivel se va găsi o punte de dialog și constructorul să poată să se reîntoarcă și să facă aceste conexiuni. Noi am achiziționat dozatoare, filtre de apă cu proprietăți atât de filtrare cât și de răcire și le-am amplasat etaje pe secții. Într-o informare primită de către primăria Câmpina din partea firmei se arată că lucrările de execuție sunt în acest moment sistate începând cu 22 mai anul acesta, deoarece primăria municipiului Câmpina nu face demersurile necesare încheierii unui act adițional de contract care trebuia încheiat încă din decembrie 2023. Fără acest document, constructorul nu poate încasa banii pe lucrările deja efectuate. Situația cea mai grea apare la etajele superioare, la etajul 5, unde avem secția de pediatrie. Atât pacientul este deja expus unui risc de agravare a propriei patologii, în afară de disconfortul substanțial pe care îl percepe, dar în foarte mare măsură riscurile apar și pentru personal. Spuneați că aveți pacienți care cer să se externeze? Vor să se externeze, deci da. Chiar dacă sunt în stare gravă, când văd condițiile de temperatură, pentru că altfel nu au ce reproșa spitalului, vor să plece. Știți cum e? Exact cum băi cu oala de ciorbă. Un fierbe baragat, așa fierbe noi, în clocot. În clocă, nu mai pot. M-am schimbat de două ori și sunt altă apă, nu mai pot. Vă dați seama că e crunt, în special seara când se lasă căldura, noi omicile nu dormim ca să le putem face aer lor. Adică efectiv stați toată noaptea cu... Bineînțeles. La temperatură de 37 de grade, la ora 10:30-11 dimineața. Nu ai înăbușitor. Seara am înțeles că sunt chiar și 38 de grade aici. Sunt. Oricum, vă gândeați să fie așa în spital, foarte, foarte cald? Nu, dar și temperatura de afară este foarte ridicată și Primăria spune că a notificat constructorul să pună în funcțiune în regim de urgență sistemul de climatizare. Rămâne de văzut ca primăria și împreună cu domnul manager să stabilească de ce această disfuncționalitate. Este greu de spus cât de repede poate fi remediată problema, ținând seama că societatea care executa lucrările nu s-a încadrat în data limită a contractului. În plus, toate serviciile prestate până în prezent de la începutul anului trebuie plătite din buget. Local. Angajații din spitale și de la ambulanță au lucrat la foc automat în aceste zile. Pentru că nu au respectat măsurile recomandate multor oameni, li s-a făcut rău. Unii chiar au leșinat pe stradă.
Temperaturile ridicate au crescut și numărul solicitărilor la ambulanța Prahova. Medicii au fost chemați de multe ori în aceste zile caniculare să intervină pentru oameni căzuți în stradă. În această perioadă suntem la o medie undeva la 380 de cazuri pe zi. Da? Am înregistrat și vârful de aproape 400. În continuare, solicitările sunt pentru persoane căzute în locuri publice, în special persoane în vârstă. De asemenea, în cursul zilei de ieri am avut un pacient comatos cu hipertermie, 41,5 grade Celsius, care a fost dus ulterior la VUPU Ploiești. La unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Ploiești ajung și pacienți care se prezintă singuri. Prezentările sunt uneori și peste 150, la 180, 200. Din nefericire, mai ales cetățenii care au fost avertizați pe toate canalele media și inclusiv de medici, inclusiv de Ministerul Sănătății, nu respectă recomandările privitoare la prevenirea efectelor negative ale caniculei asupra sănătății. Adică se duc la piață, se duc la cumpărături, ies la ore de maxim risc, adică între orele 11 și orele 19. Recomandările specialiștilor sunt aceleași în cazul zilelor toride. Ce le recomandați oamenilor pentru a preîntâmpina astfel de cazuri? Ca de fiecare dată să evite deplasările în orele de caniculare, consumul de lichide, 1-2 litri de lichide pe zi, purtarea pălăriilor sau umbrelelor, îmbrăcăminții de bumbac, da? Și de asemenea copiii și vârstnicii trebuie să evite deplasările la aceste ore. La cel mai mare spital din Prahova s-au impus restricții în consumul de energie, astfel încât aerul condiționat să nu fie întrerupt. Am depășit de câteva ori puterea maximă pe care ne poate da electrică, adică 600 de kW, și în momentul ăla se deconectează instalația electrică și pune generatoarele. Generatoarele nu asigură cerile condiționate, asigură bloc operator, terapie, UPU și mai departe. Și atunci disconfortul pacienților crește, motiv pentru care noi am restricționat într-un fel examinările imagistice mari consumatorii de energie, le facem ori dimineața, ori seara, adică la ora de maximă încărcare, care era undeva între 10 și 14, să încercăm să avem un consum mai mic. Aerele condiționate în salon, chiar dacă unii pacienți se plâng, le-am dat pe 24-25 de grade, cu geamurile închise. Meteorologii anunță o scădere a temperaturilor în zilele următoare, însă se așteaptă vijelii. Precipitațiile anunțate pentru perioada următoare venite după valul de căldură excesivă ar putea genera episoade cu fenomene meteo extreme, așa că specialiștii spun că nu este exclusă producerea unor pagube însemnate în țara noastră. Unitatea de combatere a căderilor de grindină Prahova a suplimentat stocurile de rachete și este pregătită să cheme chiar și angajații din liber în caz de nevoie. Transmiteți comenzi de prealarmă și comenzi de alarmă la punctele de lansare de la Buzău, Vârbilău, Câmpina, Băicoi, Mehedin, Buldești. La centrul de comandă al unității de combatere a căderilor de grindină Prahova, specialiștii sunt în alertă după ce valul de căldură caniculară va fi urmat de fenomene meteo extreme. Este ora 12 și 11 minute, intrați în prealarmă. Obrag 96, înălțare 55. Lansator 1, 4 RAG 96S, lansatorul 2, înălțare 85. Acesta este momentul în care toate punctele de lansare se pregătesc să intervină, mai ales că și în perioada anterioară s-a folosit un număr însemnat de rachete. În ultimele zile am avut câteva intervenții asupra potențialelor formațiuni noroase aducătoare de grindină, astfel încât pe data de 10-7 au fost lansate 41 de rachete din punctele de lansare Valea Călugărească, Boldej, Mehedința, Ceptura, Tătaru, Vârbilău, Vipere și Pietroasele. Pe data de 11-7 au fost lansate 18 rachete din punctele de lansare Valea Călugărească, Mehedinți, Ceptura, Viperești. Pe data de 16-7, 61 de rachete din punctele de lansare Ceptura, Tătaru, Tohani, Viperești, Pietroasele, Tisău. Iar pe data de 17-7, un număr de 6 rachete din Valea Călugărească și Tohani. Această întâlnire de mase de aer puternice și cu temperaturi foarte diferite vor genera fenomene convective foarte violente. Se vor manifesta prin energie ridicată și prin viteză de propagare, de difuziune ridicată. Așa că se fac ultimele pregătiri la centrul de comandă pentru a putea face față activității intense din punct de vedere meteorologic. Datorită vitezei
fenomenelor vor trebui tratate în ritm foarte alert, dar unitatea este bine aprovizionată cu rachete în prezent, echipajele sunt bine instruite, am mai trecut prin așa ceva. Punctul de comandă are operatori obișnuiți cu astfel de situații și care au rezistența psihică necesară. La nevoie putem să-i dublăm, să-i ajutăm, să-i asistăm tehnic. Chiar și cu o intervenție bine pusă la punct, vor fi anumite zone unde grindina va cădea în cantități mari, astfel că nu este exclus ca în acele localități să fie înregistrate pagube materiale. La Târgoviște s-a dat startul reabilitării termice a blocurilor de locuințe din municipiu. Reprezentanții primăriei anunță un contract de finanțare deja semnat în valoare de aproximativ 50 de milioane de lei. Urmează să mai fie încheiate și alte contracte ce totalizează 75 de milioane de lei. Primăria municipiului Târgoviște anunță că încep lucrările de reabilitare termică a blocurilor de locuințe. Este un prim proiect care demarează, este vorba de blocul numărul 81. Per total, pe ceea ce înseamnă anvelopare termică a blocurilor din municipiul Târgoviște, avem deja semnate contracte de finanțare de aproximativ 50 de milioane de lei pe PNRR. De asemenea, prin programul operațional regional, suntem în faza de semnare a unor contracte în valoare de aproximativ 75 de milioane de lei. Este o sumă record, o sumă foarte importantă și totodată pe programul național de reabilitare termică avem încă aproximativ 100 de scări de bloc care așteaptă finanțarea. Astfel de lucrări de reabilitare termică a blocurilor trebuie susținute și de proprietarii imobilelor. Sumele datorate de către aceștia vor fi eșalonate pe 10 ani și sunt cuprinse între 3,5% și 25% din valoarea lucrărilor aferente unui apartament. Calculul se face în funcție de venitul pe membru de familie. Banii vor fi dați numai după recepția finală. Am reabilitat străzi, am reabilitat trotuare, am reabilitat spații verzi, am reabilitat în mare măsură cam tot ceea ce înseamnă spații publice din municipiul Târgoviște. Dar dacă nu reușim să rezolvăm și această problemă, cred că imaginea orașului va avea de suferit. Este o dificultate, pentru că blocurile de locuințe nu reprezintă domeniul public al municipiului Târgoviște, al primăriei municipiului Târgoviște. Ele sunt în proprietatea oamenilor, în proprietatea târgoviștenilor și atunci este nevoie, este obligatoriu concursul Asociației de Proprietari. Lucrările presupun, printre altele, izolarea termică a fațadei, închiderea balcoanelor cu tâmplărie termoizolantă, izolarea termică a planșeului peste subsol, instalarea de panouri solare, înlocuirea corpurilor de iluminat și a circuitelor electrice aferente părților comune, înlocuirea și modernizarea lifturilor și repararea acoperișului tip terasă. Încep plățile pentru programul Tomata. Fermierii înscriși vor primi în aceste zile în conturi prima tranșă de 1500 de euro, urmând ca cea de-a doua tranșă să fie acordată în luna septembrie. La nivelul județului Prahova, aproximativ 750 de legumicultori beneficiază de acest program. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță că a alimentat deja conturile direcțiilor agricole județene cu fondurile necesare pentru plata beneficiarilor sprijinului aferent ciclului 1 de producție la tomate. Vorbim despre un ajutor financiar care se acordă anul acesta în cadrul schemei de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. În Prahova, 750 de fermieri s-au înscris în program. Deci am dat în trezorerie ordinele de plată pentru cei 1500 de euro pe ordonanța 13 la tomate, dar ordonanța 13 a fost completată și fermierii pot veni și cu dovada că au valorificat producția, pot depune documentele la noi până pe 2 septembrie și mai primesc 1500 de euro în aceleași condiții de anul trecut, adică dacă valorifică 3 kg de tomate pe metru pătrat, pe minim 1000 de metri. Deocamdată nu există o reglementare legislativă și pentru potențialele culturi de toamnă din solarii. Deocamdată nu avem niciun act normativ. Noi nu vorbim decât în momentul în care avem un act normativ. Reprezentanții Ministerului Agriculturii susțin pe legumicultori pentru ca în piețe, în supermarketuri sau în magazinele de cartier din toată țara să se găsească roșii românești.
Vizitatorii Muzeum Basului din cadrul Muzeului Județean Buzău vor afla informații interesante despre diadema de la Ghereseni, mormântul prințesei care a trăit pe aceste meleaguri acum 1600 de ani, sau procedeul și semnificația deformării craniilor la huni. Sunt doar câteva dintre cele mai mari atracții din microbuzul transformat în muzeu. Muzeul Bas este un muzeu într-un microbuz. Conține vitrine, materiale complementare, iluminat dedicat, suport pentru redare foto-video și audio și este deservit de un muzeograf. A fost înființat întrucât miile de elevi din județul Buzău nu reușeau să viziteze colecțiile Muzeului Buzău ori să ajungă la vreuna dintre secțiile externe ale instituției. Iar acum Muzeul Bas poartă cu el o mulțime de povești istorice interesante și de fiecare dată reușește să capteze atenția vizitatorilor săi, mici și mari deopotrivă. Concluziile științifice ale cercetătorilor și istoricilor muzeului sunt adaptate pentru publicul de toate vârstele, reușind, de exemplu, să transmită informații valoroase despre comunitățile umane care au trăit pe teritoriul județului Buzău din cele mai vechi timpuri până în prezent. Dintre toate poveștile istorice, de un interes aparte se bucură diadema de la Ghereseni și mormântul prințesei care o purta, precum și procedeul deformării craniilor la populațiile hunice. Sport acum, CSM Târgoviște și-a aflat adversara din preliminariile cupei CIV și Challenge Cup la volei. În urma tragerilor la solți, echipa dâmbovițeană va întâlni echipa cehă Tiji Ostrava. 8 echipe românești de volei, 4 feminine și tot atâtea masculine și-au aflat de curând adversarele din preliminariile cupei CIV și Challenge Cup la tragerea la sorți din Luxemburg. Printre aceștia se numără și echipa CSM Târgoviște, care va debuta în competiție în perioada 8-10 octombrie într-o confruntare cu echipa cehă Tiji Ostrava. Suntem conștienți de provocările care ne așteaptă, dar avem încredere în potențialul nostru. Ne dorim să facem o figură frumoasă în CIV Challenge Cup și să aducem bucurie fanilor noștri. Meciurile împotriva Tiji Ostrava se anunță a fi intense și pline de suspans, ambele echipe fiind dornice să avanseze cât mai departe în competiție. Suporterii sunt așteptați să susțină echipa noastră atât în aceste meciuri, cât și în cele din campionatul intern. Începerea CIV Challenge Cup aduce un val de entuziasm și speranță pentru CSM Târgoviște, iar așteptările sunt mari. Toți ochii vor fi ațintiți asupra echipei noastre în perioada 8-10 octombrie, când va începe aventura europeană din acest sezon, au transmis reprezentanții clubului. Fundașul echipei Gloria Buzău, Grigore Turda, a fost desemnat jucătorul meciului disputat luni cu FC Petrolul pe stadionul Ilie Oană din Ploiești. Titulatura a fost dată de deținătorii drepturilor TV și Liga Profesionistă de Fotbal. Mai mult, spun reprezentanții clubului, fotbalistul a prins un loc și în etapa ideală a primei etape a sezonului de Superliga. Fanii echipei de handbal Gloria Buzău pot achiziționa de la 1 august abonamentele pentru meciurile susținute pe teren propriu de fetele de la Gloria în sezonul competițional 2024-2025 al Ligii Florilor Mall. Voi primi automat și un tricou identic cu jucătoarelor. Veste bună pentru cei care susțin echipa de handbal feminin Gloria Buzău. De la începutul lunii viitoare vor fi scoase la vânzare abonamentele pentru meciurile de handbal susținute pe teren propriu de fetele de la Gloria în sezonul competițional 2024-2025 al Ligii Florilor Mall. Surpriza este că posesorii de abonamente vor primi cadou din partea clubului și câte un tricou de suporter, replică identică cu cel de joc al fetelor. Prețul unui abonament este de 250 de lei. Pensionarii și studenții vor avea reducere de 50% în limita locurilor disponibile. Cei care au avut abonament și în sezonul trecut și doresc să-și păstreze locul o pot face trimițând un mesaj pe adresa de mail a clubului. Doamnelor, domnilor, jurnalul Antena 3 Ploiești a ajuns la final, dar nu plecați, ne revedem în câteva momente la Republica Azi. Rămâneți cu noi!